Salut, hai să vă arăt ce am primit astăzi, un releu de ăsta ieftinache, direct cu tasmota din fabrică, dar partea interesantă e că apare sigla KNX direct pe ambalaj. Fiindcă, după cum bine știți, presupun că știți că v-ați uitat la filmulețele anterioare, tasmota ăsta mai nou poate trimite mesaje KNX prin IP. Adică eu o să apăs butonul ăsta care e conectat la releu și ăsta când îți schimbă starea trimite un mesaj KNX prin IP. Da? Observați că, practic, da, mesajul ăla a ajuns la actuatorul KNX și a ajuns și la prelungitorul ăsta care are tot tasmota, da, s-au înțeles prin mesaje KNX. Cam asta e toată ideea. Avem și cap scară, evident, da? Deci și de la ăsta putem controla treaba. Cum nu cumva să credeți că recomand așa ceva, că probabil nu-i stabil dacă ați observat prelungitorul ăla și pierdut un mesaj, da? Releul a fost acționat, însă prelungitorul a rămas la fel. Dar aici despre altceva vreau să discut. Despre faptul că asociația asta KNX îi super mândră de logo-ul lor și că numai unii și nu știu cum și nu știu de ce pot să folosească logo-ul ăla. Presupun că după ce aruncă cu niște bani în ei, așa, și m-aș mira să aflu că ei și-au dat acceptul ca ăștia să folosească sigla KNX pe un releu de 90 de lei. Cum a tot legat de bani, asta practic e în favoarea asociației KNX, fiindcă ei pot să scoată din manualul ăsta de KNX Basic partea asta în care ei zic că accentul trebuie să cadă pe beneficiile sistemului și nu pe costurile sistemului. Da? Și acum că au rezolvat tasmota treaba asta, practic se pot discuta și despre costuri, că no, e un releu de 90 de lei, adică nu sunt niște costuri obscene ca și la restul produselor KNX, știți?